Pentru Uniunea Europeană, transportul feroviar reprezintă viitorul. Planurile Comisiei Europene spun că în anul 2050 vom putea merge cu trenul oriunde în UE cu un singur bilet la un preț convenabil. Același lucru se va întâmpla și cu jumătate din expedițiile de marfă. Însă realitatea feroviară din România este foarte departe de aceste planuri. În România, progresele înregistrate în secolul trecut nu au mai fost continuate în ultimii 30 de ani. În mare parte, rețeaua actuală de căi ferate a fost construită înainte de venirea comuniștilor la putere, iar în perioada comunistă, accentul a fost pus pe modernizarea infrastructurii existente. Liniile au fost dublate, electrificate și făcute mai sigure, distanțele au fost scurtate, iar parcul feroviar și volumul de transport au crescut exponențial. La momentul Revoluției din 1989, rețeaua de căi ferate din România era una dintre cele mai extinse din Europa și volumul transportului era de ordinul milioanelor de persoane și de tone de marfă. Dar de atunci, căile ferate au cunoscut un declin accentuat. În primul rând, garniturile de tren au intrat într-o stare avansată de degradare și gările au devenit niște spații insalubre. În același timp, parcul de autoturisme a crescut de 5 ori, așa încât transportul rutier a devenit predominant în dauna trenurilor. În al doilea rând, infrastructura feroviară nu a fost înlocuită pe măsură ce ea s-a învechit, iar acest lucru a afectat negativ vitezele de deplasare. Viteza medie comercială de transport al mărfurilor a scăzut de la aproape 21 de km pe oră în 2011 la 16 km pe oră în 2018, iar viteza medie comercială a transportului de călători s-a stabilizat în ultimul deceniu la 43 de km pe oră. Estimările în privința transportului pe cele mai importante magistrale feroviare arată că viteza este în prezent cu aproximativ 25 de km pe oră mai mică decât cea din perioada comunistă. Iar alte măsurători arată că la mijlocul anilor 90, distanțele mari erau parcurse și cu 3 ore mai repede decât în prezent. Dacă în 2001 existau 186 de restricții pentru un total de 624 de kilometri de linie ferată, în 2016 acestea au ajuns la un număr de 524 pentru 992 de kilometri. O parte semnificativă din vină o poartă subfinanțarea cronică. Banii publici alocați pentru transportul feroviar au fost în ultimele decenii de cel puțin 10 ori mai puțini față de banii alocați transportului rutier. CFR a calculat că diferența dintre finanțare și nevoi a fost de 44% la întreținere, 80% la reparații și numai puțin de 97% la reînnoire. România este singura țară din UE care neglijează în mod sistematic feroviarul când vine vorba de investiții publice, fie că sunt de la bugetul național, fie că vorbim de fonduri europene. Astfel, România alocă în sectorul feroviar doar 27% din finanțările europene pe transporturi și a reabilitat cu bani europeni un număr infim de kilometri de cale ferată. Ce soluții sunt pentru salvarea transportului feroviar din România cu bani europeni în raport cu prioritățile enunțate de UE prin Pactul Verde European și prin strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă? În primul rând, s-ar putea trece la modernizarea a 1000 de kilometri de infrastructură feroviară, incluzând, de exemplu, ruta București-Cluj-Napoca. Polonia a demonstrat că se poate atunci când a modernizat cu fonduri europene 1500 de kilometri într-un singur exercițiu bugetar european. În al doilea rând, s-ar putea electrifica cel puțin 1000 de kilometri de cale ferată, în condițiile în care transporturile noastre feroviare au un procent de electrificare cu mult sub media europeană. În al treilea rând, România ar putea să acceseze fonduri europene pentru proiecte pilot privind transportul feroviar nocturn și transfrontalier de marfă, cu accent pe intermodalitate și decarbonificare. În al patrulea rând, se poate digitaliza transportul feroviar, de la simpla gestionare de bilete electronice, la securitatea și controlul traficului sau la sistemele de coordonare cu transporturile rutiere, navale și aeriene. În al cincilea rând, s-ar putea implementa proiecte care să lege rețeaua feroviară de sistemele de mobilitate din orașele mari și medii, în așa fel încât tranziția de la tren la transportul public local sau la pistele de biciclete să fie cât mai ușoară. În al șaselea rând, se poate remedia transportul feroviar al navetiștilor din zona rurală și suburbană prin investiții inteligente în aceste rute. În al șaptelea rând, atât companiile de IT cât și producătorii de locomotive și vagoane ar putea propune proiecte de cercetare și dezvoltare în inteligența artificială relevantă transporturilor feroviare. În al optulea rând, societățile de căi ferate ar putea cumpăra trenuri electrice sau cu hidrogen, care să funcționeze astfel cu energie regenerabilă și să reducă emisiile de carbon. În al nouălea rând, s-ar putea utiliza fondurile mecanismului pentru o tranziție justă, pentru modernizarea liniilor care deservesc comunități cu venituri mici sau pentru creșterea accesibilității persoanelor cu dizabilități. În fine, în al zecelea rând, s-ar putea construi terminale de marfă și rampe de încărcare a mărfurilor în principalele centre de producție și noduri de transport din țară. Iată așadar câte oportunități ni se arată. Rămâne ca noi să le îmbrățișăm și să acționăm acum pentru redresarea feroviară și prioritizarea investițiilor publice în transportul public feroviar modern, verde. La
așteaptă cu suspine. Dacă ai să-l asculti tu bine, din oțel, din fier, din șine, hai să-l auzi cum îți șoptesc.